Berbecii se vor preocupa de problemele casnice, acești nativi vor remedia anumite probleme sau mici defecțiuni apărute în căminul lor. Taurii sunt pe drumuri, iar putea merge în oraș pentru a rezolva mai multe sarcini pe care nu au apucat să le îndeplinească în cursul săptămânii. Ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Este o vorbă de care gemenii ar trebui să asculte și asta, pentru că s-ar putea confrunta cu situații neprevăzute care le-ar putea da planurile peste cap. Racii se simt agitați, un conflict la locul de muncă sau o problemă personală nu le va da pace. Leii au nevoie de bani, însă nu ar trebui să lase acest lucru să îi demoralizeze, pentru că vor primi un ajutor financiar atunci când se așteaptă mai puțin. Fecioarele doresc să rezolve cât mai multe probleme în același timp, însă ar putea să nu reușească să le ducă pe toate la bun sfârșit, dacă nu își fac un program bine pus la punct. Balanțele vor pleca de acasă, ar putea merge în vizită la rude sau la prietenii de familie care locuiesc în afara orașului. Scorpionii au o zi norocoasă, vor depăși cu brio orice obstacol le va ieși în cale și totul le va merge ca pe roate. Săgetătorii plănuiesc să redecoreze, vor să facă anumite schimbări locuinței lor, iar azi și-ar putea face cumpărăturile necesare de la un magazin de specialitate. Capricornii ar putea avea pierderi financiare, însă nu este cazul să se îngrijoreze, pentru că acestea nu vor fi unele mari și vor reuși să realizeze tot ce și-au propus. Vărsătorii ar putea primi reproșuri din partea partenerului de viață. Indicat ar fi să evite orice fel de conflict și să încerce să discute deschis despre nemulțumirile celuilalt. Peștii vor merge la o petrecere în această seară, fie că e vorba de o nuntă, un botez sau o zi de naștere. Aceștia vor avea parte doar de distracție. Cam atât despre zodii. Vă aștept în câteva minute la rubrica Monden. Octavia.